Salutare pletoșilor și bine ați dat click la un nou episod din sâmbătă cu pletosul, emisiune, mă rog, serie de videoclipuri în care nici de cum nu-l pe Codrin Bradea. La cererea voastră avem o chestie săptămânală, mai inspirată de atât nici că se putea. După cum vedeți și din titlu, astăzi vom depăna niște amintiri cu ce am făcut vara asta, pentru că să fim serioși. Prea puțin a ținut această vacanță de vară, a început și școala mai devreme, s-au făcut niște modificări să-ți bagi picioarele în ele, totul e harcea, parcea, dar aia nimeni n-are curaj să se revolte. Nu mai știm să aplaudăm și să tăcem din gură, lasă că se putea și mai rău. Asta e, ne merităm soarta. Bun, după cum vedeți din titlu, te punem amintiri cu ce am făcut vara asta. Pentru ediția de săptămâna viitoare, scrieți-mi în comentarii ce ați făcut vara asta. Pe unde ați fost, pe unde ați umblat, ce drăci ați făcut, poate ați făcut o năzbâtie. Uh, care merită povestită și vă rog, nu faceți rezumatul întregii voastre veri într-un singur comentariu, faceți voi un comentariu pe fiecare chestie, de exemplu ați făcut voi o drăcie puneți-o separată față de ce ați mai povestit că v-ați plimbat ați înțeles voi, hai că mi-am notat aici uh, cât de cât cronologic ce am făcut uh, vara asta Întâi, înainte de a începe vara, ne-a părăsit maestrul, dar măcar a apărut și Vasile Traian, The Game 2. În caz că nu știți cine este Vasile Traian, nu sunteți oameni de cultură, măcar de bahoi sper că știți. Dar acum să trecem la uh, treburile noastre mai importante. Eu ca să gestionez ce am făcut vara asta, m-am bazat pe calendarul de pe Instagram cu câte milioane de story-uri am pus. Și bineînțeles, sunt și ordine, am mai pus și o vlogurile pe unde am fost și ce am mai povestit pe live-uri că am făcut. Că măcar așa post în videoclipuri și live, făcând live-uri, mai povestesc drăcile făcute în ziua respectivă. Bun, și să începem cu iunie. Cel mai important lucru probabil de pentru această vară este că mi-am schimbat și eu PC-ul în afară placa video. Și carcasa. Au rămas alea vechi. Dar pentru cine nu știe, am trecut de la un AMD fix 6300, 8GB de RAM de DDR3 și ce dracu cum a avut, placa aia de bază veche, surta aia veche de 600. Am trecut la PC-ul actual pe care l-aveți în descriere. O investiție de câteva mii de lei și mai trebuie să-mi schimb placa video. Probabil prin iarnă vedem cum stă treaba, poate nu ne omoară facturile, cine știe, nu vine sărăcia peste noi la iarnă. Rămâne de văzut. Deci cel mai important lucru, fix cu ce am început. Că mi-am schimbat PC-ul. O să vorbesc mai încet pentru că e unul, când, unul noaptea când filmez. A, Dacă tot uh, doarme lumea și nu poți să faci live la ore dar târzi că aveți școală, hai, mai filmez și octe ceva, mai editez. Deși asta a, aș putea să fac și dimineața. Cine dreac se scol dimineața? În cazul meu vorbind. Se scol dimineața. Bine că nu mai sunt elev. Bun. După aia văd că am notat că era să-mi iau anulare de la o vegană. O întâmplare care nu cred că avea rostul să o spun, dar hai că vă povestesc că știu că vă place când povestesc tot în penie de asta de numai mai o să în stare să o pățesc. După ce a început treaba aia, că știți cum e în luna iunie, pride peste pride peste tot, pagini, toate paginile posibile de pe care le urmărești și pun steagul. Cum se face în iulie? Dispar toate filtrele alea, toate pozele de profil cu pride. Și am zis am făcut eu o postare pe pagina de FB legată că mulți români nu știu că a fost holocaust pe teritoriul nostru și am făcut genocid înaintea um, înaintea nemților, ca să nu folosesc cuvântul ăla că poate mi-au demonetizare. Și de parcă probabil nu o să-mi iau pentru capetele alea de mor de acolo, care cred că sunt naturale. Le-am luat dintr-un cimitir seară glumesc. Deci, da, am zis o chestie de asta acolo, că s-a făcut și la noi în țară genocid, dar nu se vorbește despre asta. Și, bineînțeles, o persoană de tipul ăla care vorbește mai mult în engleză decât nu e în stare să vorbească română, deși a copilărit în România, am scoat ochii că, cum îți permis să vorbești așa, tu scoți în evidență o altă minoritate ca să o înjosești pe alta și prostii din astea. Adică, pe păi, ideea că tași din gură că e luna iunie, n-ai voie să vorbești despre alții. Ceva de genul era. Și pe ea știam personal. Odată m-am găsit cu ea în centru vechi, era mai mult și a venit și ea. Da, o tipă vegană care urăște grădenile zoologice, exact o persoană cu care eu nu pot să socializez. Și uite, chiar asta s-a întâmplat. Pur și simplu, vreo patru ore, toată după amiaza aia, începutul lui Iunie era oricum, mi-a tot dat mesaje. Că nu-i bine ce fac, că așa că așa și eu am dat răspunsuri. Da, nu, nu e așa. Okay. Adică niște răspunsuri foarte sești că mă jucam sau ce dracu făceam, eram pe afară. Și până la urmă i-am zis ceva genul, și ce ai rezolvat cu toată discuția asta sau așa? Sau i-am zis, dar de ce nu mergi la voi la chestii mai importante sau... I-am zis câteva de-astea și i-am zis, bine, fă tu schimbarea ocupă-te tu de țară, ia tu măsuri. Și tot ea mea... N -am, n -am, nu, nu mi-a mai scris nimic, s-a mai dat bloc, dar ideea a fost că am opărit pe cineva fără să vreau. Și eu mi-am văzut de treaba mea cum îți să vorbești de alte minorități. Deci n-am voie să zic, ce în cazul meu, n-am voie să zic în luna iunie de altă minorități. N-am spus că nu sunt discriminați cei din luna iunie, dar am zis să se vorbească și despre alții. no, n-am voie. În fine, da, din astea poate. Și am povestit unul care e prieten cu tipa respectivă și mi-a zis. Fixiați și a găsit să te certe cu tine. Nu ți-ai găsit cu cine să te cerți, nu? Fix pe aia ai nimerit o să se enerveze la postarea ta. Se mai întâmplă. Mai departe. A, după aia, undeva tot așa pe la începutul lui Iunie, am vrut să-mi las mașina în șosea, să o las dracului acolo, când am văzut că benzina ajungea la 9 lei fix înainte să vină treaba aia cu cei 50 de bani. Atâta valorează conducerea actuală a țării. 50 de bani, nimic mai mult. Nu dai un leu pe ei, abia dai 50 de bani. Că nici nu-i primești la litru de benzină la toate benzinăriile. Noroc cu șoferii care au protestat, că am zis că o să urmeze proteste la ce se întâmplă și da, noi șoferii măcar am făcut ceva, am blocat benzinăriile, că și așa cât a specula a fost cu prețul la carburanți. Mai vedeam 2-3 inteligenți de ăștia pe TikTok. Oh, ah, că ce rezolvați, că doar le stricați lor avânzarea, ce aveți cu săracele femei de la benzinărie? Păi uite ce avem. Uite, după ce s-au dat aia 50 de bani, nu ne-au mai dat uh, aia 5-6 lei pe un plin sau cât îți rămânea. Mai mult 10 lei la un plin dacă ai vreo... Sau cât dracu' vine la un plin în funcție cât ai băgat-o. No, nu, nu-i dau toți. Alții, uh, bagă minim de atât, că altfel nu-ți dăm. Sau uh, tot așa... Să nu uităm de benzinerile din Bihor și din București care au mai profitat când s-au făcut cozile alea atunci în martie. De la 7 lei și ceva, 3 litru l-au sărit la 9, la 10, la 14 lei sau la cât dracu a sărit. Ce? n au pus tot, ei, tot oamenii de acolo de la benzinerie? Lască că măcar am mai făcut noi un pic pai dracu și au băgat măsura de 50 de bani și încă văd că începe să scadă prețul la benzină, dar la motorină tot urcă. Cam asta ar merita a guvernanții noștri să ne luăm mașinile, mai ales bucureștenii să facă asta, pentru că acum ghiciți ce în București, pe lângă faptul că nu prea sunt spre deloc locuri de parcare acolo, mai trebuie să și plătești. Dar nu prea e ce, că nu prea ai locuri de parcare în București. Ce ți sfatul meu, șoferilor din București, organizați-vă și lăsați dre mașinile în stradă, că și așa nu mai aveți unde să le parcați și vor să plătiți parcarea. Păi ce drept unde să o parchezi și vrei să-ți mai și plătesc. Da, Cam mai urea. Ce am mai notat aici că am făcut vara asta? Hai că mai mult vorbesc de politică aici. Așa am notat aplauzele celor care au protestat la beznerii singurii care au făcut ceva, cât de cât așa. A, după aia m-am văzut cu un anume abonat pentru prima dată vara asta și am mers la pește. La pescuit, am făcut și un vlog, sper că l-ați văzut, dacă nu l-ați văzut, vă zic de acum, am prins patru capturi mișto de crap. Cum uh, culmea, el mă mai vedea pe stradă prin urziceni când era la liceu, dar nu știa că sunt youtuber pe atunci. Fix după ce a aflat că eu sunt mărețul și inegalabilul Ovidiu666 pe care îl știu maxim trei vecini, De uh, fix atunci nu m-a mai găsit pe stradă să-mi zică, salut, te știu după YouTube. Și tipul, asta și-a luat moderator, și-a luat membru. Am și a mai donat pe live-uri și mi-a zis, bă, vreau să te cinstesc o partidă de pescuit. Bine, mă, și-a dat share și n okay, a venit la mine, noroc că el are mașina mai mare și am încăpus toate sculele acolo la el și ne-am dus și am făcut și un vlog cât de cât ok. Nu prea am stat să filmăm că ba a început să plouă, ba ne-am grăbit să punem sculele, da, măcar am prins ceva, am, prins, am arătat pe filmare cum eram cu crapul în mână, măcar atât. A, după aia am fost pentru prima dată în nu știu câți ani, de... cred că am mai fost toată într-o excursie în clasele bici dar de atunci n-am mai fost acolo, am vizitat orașul Târgoviște. Și cred că este unul dintre cele mai frumoase orașe din sudul țării, că e în dezvoltare orașul, se construiește într-un acolo, s-au făcut drumuri, zona centrală arată bine, sunt case din alea vechi, cel puțin zona aia, Târgoviște și județul Argeș, câmpul lung, tot așa l-am văzut și păcat de cetățeni de acolo cu orașul e cât de cât în reparații și sunt multe case de alea așa cu modele mișto. Dar cum ziceam, am văzut târgoviște și chiar mi-a plăcut. Am văzut și curtea domnească, turnul chindiei și ce monumente bai acolo. Grădina zoologică din Târgoviște e mult mai mișto ca cea din București. Chiar dacă e mai mică în suprafață, mi se pare mult mai mișto organizată. Să dea naiba. La zoo în București trebuie să plătești să faci poze. La zoo Târgoviște nu plătești nimic să faci poze. Nu știu, înțeleg că e capitala, dar prea vrea să te fure de bani. Să dea naiba. Cum am ajuns, cum am întors din Târgoviște și eram în uh, mijlocul de transport în te Bubuiu din București, în tramvaiul 41, clasicul tramvaiul 41. Aștept jumătate de oră, nu vine și după aia vin tre trei, tramvai unul după altul. Eram într-un 41, mi-am pus și o cardul de BCR să compostez acolo, că am văzut aparat de la de BCR. Eu în momentul ăla am suit toată cu două controloare. Mă și gândeam, mai bine nu mă sui cu astea că sigur se întâmplă ceva. Și am pus cardul. Chitanță, neefectuat sau a ieșuat sau ceva de gen. De trei ori am pus, trei, patru chitanțe, dar le aveam pentru buzunar dacă n-am băgat pantalonii la spălat. Și a venit controla la bine. Cardu, am dat, uite, chitanțele. Deci, uite că nu mi le ia aparatul. Calea ca idee. Când se urcă controlele în mijlocul de transport, ele sunt cele mai muiste și blochează instant aparatul și tot dacă te sui cu ele, n-a să compostezi. De mai bine aștept să se suie și pleci cu, cu mașina următoare, tramvai sau ce dracu lui e. Am certat un pic cu aia și văcea un buletin. Pentru? Mai zicea, poate n-ai bani pe card. Am vrut să-i dau o replică de niște și bă, am mai mulți bani pe card decât cât ai tu acasă în cutia ta de valută sau ceva de genul. Și eu i-am arătat, deși n-are voie să vadă, n-are voie să ceară, i-am arătat pe George. Uite mă câți bani am, am trei salarii de ale tale. Tu drasa mătii mai venea să-i zic. În fine, era și o pitică de eu, o luam la șuturi. Bine că nu erau trei bărbați, că mai mă, iau, mă -au la o bătaie, probabil. Că știți cum sunt controlorii aia de STB. De aceea eu din ziua aia, nu mai merg cu transportul comun în București, merg doar cu metrou sau cu boltul. Mai bine le dau la ăia de la bolt de trei ori cât eu o cursă cu tramvaiul, dar măcar nu mă iau cu nimeni la bătaie acolo și se face tranzacție instant. Nu am parte controlorii handicapați. Și bineînțeles, metrou e metrou. Vara e ca lumea că e răcoare jos acolo astfel că mai putea pișat. Asta e altă parte cu Bucureștiul. Da. Și eu din ziua aia nu mai merg cu STB-ul. Culmea. Fix când am terminat cearta cu aia, a ajuns tramvaiul stație și am coborât. Era la de controloare. Aveți, aveți, și voi pățanii de-astea cu ce de la STB? să scrieți comentarii. Sunt din alte orașe cu transport în comun. A, apropo, când am fost postat niște postări pe Instagram legate STB, păcat că n-am avut o cameră pe piept să o filmez pe proasta aia, uh... Și de că eu i-am explicat că m-am suit toată cu ea, că i-am zis, bre, femeia, am urcat toată cu dumneata, deci chiar am vorbit frumos, mă mir că nu i-am băgat vreo doi, trei cărnăciori în, în lada frigorifică, i-am zis, ai venit pe partea de trotuar, ai vorbit cu o floră reasă, ce dracu. Uh, ce am mai făcut după? Am mai zis ceva? Ah, da, și mi-a răspuns o abonată pe Instagram că ea a primit o amendă de 800 de lei în transportul în comun. Pentru ce a făcut ce a făcut de a luat 800 de lei, nu știu, nu mi-a explicat. Dar sper că i-a înjurat ca lumea. Mi-a zis, a mi-a dat un de 800 lei și le-am aruncat-o pe geam de idrecu, plătesc așa ceva. Bă, dacă, din câte știu, amezi pe ceva timp, nu se mai au în considerare. A pățit asta o un lunghi, a avut vreo 4, 5, 6 mii de lei, știa el care are din amezi de viteză și când s-a dus să plătească avea doar 2 mii, adică s-au mai prescris câteva noroc, nu e așa? Bine, le avea și de mult de 10-15 ani, adică... Nasol cu statul ăsta care știe să te fure să-ți ia banii. Ce bani să ne mai bă, că nu mai avem bani deloc. Ce-am mai făcut după? A, când am, în dimineața, după masa în care am mers la concertul la Slim Not, mi-am făcut și o poză în parc cu tovarășa. Și am pus poza zilele următoare, nu știu, o zi, două mai târziu, pe Instagram. Și am primit niște unfollow. Da, mă așteptam să primesc unfollow de la fete, să le fie în ciudă că au competiție. Dar eu am primit unfollow de la băieți. Înțeleg că nu. Și mai și trecut de luna Pride. Și mi-au dat băieții unfollow când au văzut că am tovarășă. Foarte, foarte ciudat. Mi-a explicat un prieten. Salut, Toleru. Mi-a explicat un prietenul privat. Bă, ăștia sunt geloși că ai acces la mașină acum. Și eu zic, bă, dar chiar așa supărat sau geloși ori fi. În fine, mai departe. Da, și am ajuns în luna iulie. Că întâmplarea asta e din iulie. Și a venit partea cea mai frumoasă a verii. Marele concert Slipknot. Pe care l așteptam de vreo 2 ani. Chiar de 3. Că din 2019 se anunțase și mi-am luat biletul în ianuarie 2020 când s-au pus în vânzare și bineînțeles pandemia s-a amânat un an, s-a amânat al doilea an. Am făcut un story time în care am povestit de concertul Slimnot, dacă am mic rezumat, asta s-a întâmplat, doi ani de zile am stat cu biletul că voiam să vină Slimnot. Puteau să cânte în 2021, dar a fost foarte proastă treaba cu vaccinul în Europa de Est. S-au amânat, practic, concertele de Europa de Est pe Do pe 2022 pe anul ăsta și-au făcut turneu în toată Europa. A, aia așa se întâmplă. Dar care am fost cu tovarășa la bă, băcare atâta. Eu vreau să merg cu alta acum un an. Bineînțeles că nu s-a întâmplat. Mai bine. Ce mai avem pe aici? A, da, a fost și o zi în care am avut 43 de grade la umbră în București. Norocul meu e că în ziua aia am avut treabă într-o parcare subterană. La un bloc. Băi, și a fost așa răcoare m-am fe ferit de căldură. Un life incredibil. Așa că dacă stați la bloc, aveți parcare subterană, stați acolo când sunt 40 de grade afară, dacă nu vă face față aerul condiționat. Dacă eram aici la țară, era nasol de mine, că eu n-am aer condiționat aici la țară. Cine dracu și pune aer condiționat la țară? Extraordinar. Ce mi am mai notat? A, am fost și pentru prima dată cu cortul la festivalul Stomber. O altă poveste pe care v-am povestit-o. Dar nu prea a prins clipul ăla. Bine, nici nu prea știe lumea de Stonebird. E un festival care are loc într-o localitate în județul Argeș și vin toate numele mijlocii și mari românești. De la Phoenix Series Cargo, fiecare în ordinea asta au cântat seara, vineri, sâmbătă și duminică seara la încheiere. După aia au mai fost nume mari. Uh, Rupor Bucovina, mai mici un pic, de exemplu, Lupi, Lucalancia, White Bahala, Baltar și mai mulți am menționat în storytime-ul ăla. Puteți să vă uitați acolo că am povestit mai mult ce pățani am avut. Am văzut oameni beți, drogați acolo și a fost puțină lume. Cred că dacă mergeam la Antold, acolo era dezastru cu drogații și așa la zi, la Slim Not, simțeam mirosul ăla de potrunjel în aer. A prins este care vă un cui și degeaba ne-au percheziționat acolo. La Stomber n-am avut percheziții, nici la următorul festival nu ne-a percheziționat nimeni. Dacă știam că nici acolo nu-ți percheziți, venea cu băutură de acasă. Așa, deci am fost la Stomberg cu cort, o experiență mișto. Mai mult am povestit pe videoclipuri special. După aia am fost la Rășnov. Cu două zile înainte mi-a fost foarte rău. De la ce? Vă zic acum de la ce. Eu am avut o pungă de semințe, dar aia mare de jumătate de kil de la Lidl. Nu le mâncasem de când mi-am desfăcut punga și într-o seară am avut pofta de semințe, că tot așa, făcut în live și am băut vreo 3 beri pe live. Sau două beri și una înainte de live, nu mai, băusem trei beri. Asta e clar, băusem trei beri. Mie nu mi se face rău de la beri, nu mi se face rău de la băutură, mie de la mâncare. Sau de la, dacă mănânc ceva ce nu prea am mâncat de felul meu, mă stric la burtă, numai din astea pățesc eu. Și am spart niște, un castron așa de semințe, de au fost râncede când am mușcat din ele. Am dat seama că aveam punga desfăcută de mult și, cum să spun, undeva pe la 3 dimineața am luat un sughit. Pre dimineață, când a răstărit soarele în iulie, sfârșitul, nu, sfârșitul august era atunci, m-a luat un pic de febră, m-am simțit cam nasol, m-a lăsat un pic, m-am dus la baie să fac show să plâng cu ochiul maro, să iasă și pe cealaltă parte. Am simțit ca și cum un uriaș mă stânge de burtă și am scos sunete de gerul. Nasoală senzația aia. Deci mi-a fost un rău un ziua aia, am zăcut în pat, am avut febră. am transpirat într-una. frisoane, bineînțeles. Am stat cu crpe de crpe cu prosop cu... și ciorap cu oțet de mirosea salat aici. Mirosea acru, Azi când mai și transpira, se mândraci. și mi-era frică, am stat cu geam, am închis cu ușa închisă, m-am învelit și vin o dată mea mai pe o seară să vadă ce fac. M-am trezit și atunci, eu dormeam buștean, eram și învelit și cu perna în brațe că vreau să-i de la frisoane, transpira tot, fleșcă, am mai transpirat toată peste noapte dar măcar a ieșit răceala din bine sau mă rog răceală, ce efecte am avut de la indigestie sau interocolită, ce a fost, știu, când eram mic am mai avut o interocolită și exact aceleași simptome le-am avut. Asta e, nu mai mânca semințe de la Lidl. Dar de la beri n-am avut nimic, eu am mai băut bă bă și 5-6 beri și -am, nu mi s-a făcut rău. Aia au fost semințele alea. După aia am fost la Rășlov și n-am avut energia să filmez, nici măcar n-am băut. Bă, bă voi știți ce înseamnă un weekend la munte și o să nu beau? A fost tortură pentru mine, fără să beau și o 1 două baxuri de desperados. Aia n-am băut. Am mâncat dulciuri în schimb, dar tot așa am fost stricat la burtă. Se mai întâmplă. Măcar m-am bucurat din natură, dar n-am putut să fac vlog. Asta e. Poate la anul. Cine știe. Ia să vedem ce am mai făcut. Deci după ce am fost la Rășnov, am fost și la Câmpul Lung, la festivalul Posada. E, acolo am făcut vlog și am și băut. Am și gătit pentru prima dată. Urmează și... De fapt, cred că am postat cooking vlogul ăla. Văd. Da, hai că am postat cooking vlogul, l-am postat înainte să postez episodul ăsta. Dacă nu mă răzgândesc. Oricum aveți un cooking vlog pe canal. Am gătit spaghete. Bă, și-a ieșit bine. Și-am făcut și salată. Bine, salată am făcut-o ușor. Dar important e că am reușit să gătesc fără să dau foc la casă. Am vizitat cea mai mișto cofetărie posibilă. Cofetărie pură și în câmpul lung. Cine din zona aia să-și de acolo prăjituri? Bă, se scoală cariciul la cât de bune sunt. Uh, Ce-am mai făcut pe la câmpul lung așa Ceva mai pe scurt să vă povestesc Că și acolo am făcut vlog Deci nu doar story type, am făcut vlog acolo Mare parte a mai fost Festival, concert, noroi mult Că n-a așa se întâmplă, că a plouat uh, Dar în rest a fost fain mai multe în, în vlogul dedicat, că am postat vlogul în care mi-am luat și cuțitul ăsta care mi se pare foarte mișto. Aș putea să-mi fac thumbnail pentru Dead by Daylight cu cuțitul ăsta. Pun ceva, un cimitir în spatele meu și merg așa cu cuțitul. Da? Aș putea, dar sunt foarte put puturos. Hai mai bine să-l pun apoi în husă că... Poate mă tai. Dacă îți dau un cuțit mă tai pe mine. Da, glume de clasa a doua. Bun, și ce am mai făcut vara asta? De fapt am atât că l a fost fix pe la 1 septembrie. Festivalul Posada. Și acum să vă povestesc câteva... Chestii ce am mai notat aici Atât? A ah, ok Bun și de încheiere bineînțeles Pentru cea mai importantă parte la capitolul YouTube Este că mi-am schimbat mare parte din PC-ul uh, Am jucat foarte multe jocuri Ați văzut și voi câte și seria am început pe canal punele unele le-am terminat Pe unele nu Unele jocuri m-au impresionat Altele m-au dezamăgit Dintre toate jocurile pe care le-am început și le-am și terminat Cel mai mult mi-a plăcut Red Dead Redemption A Începutul jocului e cam Bă, interesant, arată mișto, grafici mișto, chit că l-am jucat cu grafici la mini, tot arăta cam ca un pic peste GTA 5 fiind jocul mai nou. Dar când am început să bag maratoanele alea, mai ales când am făcut alea două live-uri, două seri la rând, că am vrut să termin jocul odată, că aveam nevoie de spațiu, că mult spațiu ocupă jocul ăla. C am făcut două live-uri de câte șase ore, 6 ore jumate, parcă. Bă, deci chestia e nu e că mă jucam pe ideea, hai că pot, hai că pot. M o făcea plăcere enormă, și îmi place că la Red Dead Redemption a fost o treabă ca la San Andreas de, se ramnifică povestea aia bă, foarte mult deraiază. Așa și la Red Dead Redemption, dar a fost nu foarte deraiată și mai logică. De a ajunge de la un cowboy în vestul sălbatic, ajungi undeva sclav spaniol prin Caraibe sau pe unde, nu, Panama sau... Pe uh, unde ajungi la un dat Red Dead Redemption. Oricum, de jocul ăla, printre preferatele mele, foarte bună poveste, acțiune, tot, tot, tot. tot. Deci, extraordinar jocul. După aia mi-a plăcut foarte mult Resident Evil Village, mișto realizat, chestii robânești, hashtag ciorba de legume, ciorba de legumi, sau cum mai pronunțau străinii și uh, Mafia Remake. Băi, foarte bun și jocul ăla. Ce de la 2 Games fac jocuri bune, păcat de Mafia 3 ca dezamăgit. Și am mai notat aici niște jocuri care m-au dezamăgit, ca să nu-mi uit ideile. Deci am zis ce jocuri mi-au plăcut. Ah, da, mai termina și Detroit Become Human. Foarte bun jocul ăla. Resident Evil 7, Biohazard-ul. Care e înaintea lui Village. Eu le-am luat invers. Și nu sunt pe invers, vă rog frumos. Așa. Bineînțeles, Vasile 3 and the Game 2. O capodoperă de joc. Probabil jocul anului. Dar oricum, Raluvieru, felicitări. Dacă faceți și partea a treia, da abia aștept. Sunt aici să o postez. Și am avut și două dezamăgiri. Prima ar fi Mafia 3. M-a dezamăgit jocul ăla, nu mi-a plăcut. Și Star Wars Jedi. Ăla de... Am făcut, mi se pare, două live-uri, dar... Prin buguri jocul ăla și... Cam EA Games nu prea o să mai joc o perioadă, că... Jocurile astea de au fost făcute întâi pentru console, optimizarea pe calculator n-așpa, am vrut să filmez, să fac live cu Need for Speed Hit, dar cerințele nu erau problemă, le respectam, eram peste, peste minim, eram pe la mediu cu cerințele, cu placa asta mai bătrână, mai bătrână săraca dar aveam lag pe Need for Speed Hit, Ai lag pe Need for Speed e foarte aiurea dar aia e, n-am putut să jucăm Need for Speed Hit pe live și Star Wars-ul cu buguri Uh, voiam să zic că am trecut și pe Windows 11, dar Windows 11 aveam încă de prin primăvară, parcă. Sau, ah, a, nu, da, Windows 11 mi-a pus după ce mi-am schimbat PC-ul și mi-am luat și SSD-ul. Dar cam am niște buguri așa la Windows 11. Personal sunt de părere în continuare că dacă nu era treaba asta să tot apar sisteme de operare, dacă se oprea Microsoft la Windows 7 era foarte bine, adică pur și simplu cum să spun, n-am avut nicio problemă pe Windows 7 și 10 l-am avut prea puțin timp, dar și timpul ăsta și mai puțin în care am avut Windows 11 a mai dat eu de niște tâmpenii Iurea Da, are și avantaje, dar un dezavantaj și nu-mi place e treaba. Când e un fișier să-l tragi cu mouse-ul, nu e ca pe celelalte Windows-uri, e la partea aia cu drag and drop cum ar veni, trage și aruncă, -l. no, No. Și tot așa, mai crashează unele jocuri aiurea, Ați mai văzut și pe live-uri că mi se mai întreb uneori live-urile. Da, măcar pentru, cum să spun, să am lag, măcar n-am lag. Măcar atât. Lag nu am pe jocuri. Dar în schimb, îmi schimbând au crești, ceea ce este nasol. Ce-am mai făcut vara asta? Am mai schimbat chestii pe la mașină. râne că siguranța e pe primul loc. Uh, nu prea am fost cu mașina anul ăsta, că n-a. Am fost plecat pe distanțe mari decât să fac un plin jumate. Lasă, mai bine merg cu trenul sau mergem mai mulți cu o mașină mai mare pe gaz. A mea nu-i gaz și mă cam rupe la consum acum. Vedem ce o să fie și pe iarna asta ce facem pe canal, vine perioada cea mai frumoasă, o să avem Crăciun în noiembrie. Vă promit din tot sufletul că o să avem și anul ăsta Crăciun noiembrie. Cine e vechi pe canal știe care e Crăciun noiembrie, cine e nou veți afla. Cam atât, scrieți-mi și voi în comentarii ce ați făcut vara asta pe... Era să zic pe YouTube. Vedeți că eu nu jubate când filmez. Să-mi scrieți în comentarii ce ați făcut vara asta. Ce drăcii ați făcut. Mai ales dacă aveți vreo năzbâtie. Scrieți-mi în comentarii că o să vă fac următorul episod. Doar pe comentariile voastre. Sigur ați făcut unii drăcii. Dar vreau pe vara asta. Accept și să scrieți drăcii din alte veri. Dar să ziceți de la voi Că de fapt au fost anul ăsta, asta treacă dar vreau drecii făcute vara dacă se poate chiar vara asta bun, cam atât vreți să vedeți episoadele înaintea tuturor de exemplu cum postez cam cât un clip așa mai mișto mai mișto, care nu e gaming sâmbătă sau duminica Puteți deveni membri, nu vă costă mult și vedeți vlogurile înaintea tuturor, că eu filmez clipuri de genul câte 2-3 așa grămadă și le pun și le las disponibile pentru membri, în caz că poate ați văzut că unele clipuri avea, postate au comentarii de 5-6-7 zile înainte. De asemenea, dacă deveniți membri, aveți acces la grupul de WhatsApp unde discutăm acolo și vă mai cer păreri pentru clipurile ce urmează să apară, dar restul lumii nu le vede. O să mai fac niște live-uri cu Minecraft cu membrii și văd deci eu ce o să mai fac, trebuie să-i răspătesc pe cei care susțin acest canal. Dar oricum, respectul meu pentru toată lumea. Cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ceau tuturor și noapte bună când mă pun la somn acum.